ședinței Consiliului Județean de astăzi am aprobat un ajutor de minimis în valoare de 200.000 de euro, bani care alocăm regiei județene care se va ocupa de operare în cadrul aeroportului internațional Brașov. Toate aceste sume vor fi necesare atât pentru buna funcționare, obținerea vizelor, plata salariilor persoanelor care vor fi angajate în cadrul acestui obiectiv, iar pe parcurs, în momentul în care vom ajunge spre finalul și vom ajunge la operaționalizarea acestui obiectiv, vom angaja și restul de persoane și vom avea și sumele aferente alocate.